Sunt sigur că ați folosit cuvintele astea, etică, integritate, sustenabilitate, de foarte multe ori. Dar de câte ori ați stat să vă gândiți la ce înseamnă cu adevărat etica? Prin consumul ridicat de energie, noi afectăm natura. Pentru că noi consumăm aceste resurse foarte repede și apare acest argument adeseori, argumentul generațiilor viitoare, e un argument de profund filozofic, care spune că noi avem o datorie morală față de generațiile viitoare să le lăsăm planeta în același fel în care am primit-o noi. Preocuparea reală pentru sustenabilitate duce și la o preocupare mai mare pentru integritate. Nu este despre cum îi persuadăm, nu este despre cum devenim conformi cu ceva sau de cum ne convertim sau devenim obedienți, ci este despre cum convingem oamenii să manifeste integritate în mod consecvent și coerent. Realitatea este că sunt niște costuri asociate nu neapărat raportării în sine, ci faptului că tu nu raportezi. Fiecare, acolo unde este, să-și facă treaba cu maximum de profesionalism, maximum de responsabilitate, încercând să fie cea mai bună versiune a lui. Thank you.